În prima parte a stagiunii, ce se va încheia la sfârșitul lunii iunie, Teatrul Național a pregătit 4 premiere, printre care un spectacol pentru copii, o comedie, dar și piesa câștigătoare a concursului de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români din 2014. La Farmat, iar ca titlu de spectacol numit Spargerea. Părerea mea este că debutul lor este de o foarte, foarte bună calitate. Am și recomandat spectacolul pentru a fi selecționat în Festivalul Național de Teatru. Doi regizori străini de renume vor monta pe scena Teatrului Național Marin Sorescu în a doua parte a stagiunii. Peter Schneider este cel care va semna regia pentru piesa Iulius Cezar de William Shakespeare, iar Ianis Paraschevopoulos va fi regizorul piesei Pescărușul de Cehov. Marele regizor american Peter Schneider, cel care a făcut și Hotel Baltimore și care și-a exprimat dorința de a mai face un spectacol la Craiova. Repetițiile vor începe la 1 septembrie și se vor termina la sfârșit de octombrie. Din programul pe 2015 nu vor lipsi nici întâlnirile spectator și seria de spectacole Lectură. În plus, vor fi puse în scenă și piesele câștigătoare ale concursului de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români. Concursul a ajuns la cea de-a 5-a ediție anul acesta.